Stăm de vorbă cu Romeo Budai, implicat într-un dosar de cercetare penală rezultat în urma unui accident rutier care a avut loc undeva în zona stației OMV din Turda. Fără a intra în anumite detalii pe care noi le eventual le menționăm în articol, data și alte chestii, am înțeles că dumneavoastră acuzați faptul că anumite probe din acel dosar nu ar fi tocmai relevante sau nu ar fi corecte, în sensul de a stabili adevărul producerii accidentului. Da. Ce ne puteți spune? Ce vă pot spune? Rechizitorul pentru mine e fals, pentru că martorii declară într-un fel, în rechizitor se scrie, procurorul scrie altfel. După aceea, în legătură cu înregistrarea video, e falsă, e trucată, e trunchiată, editată, nu arată realitatea. Sunt lipsă din înregistrare 20 de secunde, cel puțin. Chestie care... Ce astea? Hotărâri judecătărească, nu? Da. Doamna Cristina Pop nu menționează chestia asta aici, că sunt lipsă secunde, evită să scrie că sunt secunde lipsă. Menționează chestia înregistrare secvențială. Menționează că e secvențional, ceea ce din cunoștințele mele știu că nu e secvențional, că înregistrare continuă. Truc fals de la doamna judecătoare. Am cerut în repetate rânduri ca să ne dea filmarea din PECO. A refuzat sau să o compare cu asta care spunea că e secvențială. Secvențială aflu că e, acum la urmă, aflu că e secvențional, că dacă știam de la început că e secvențional, contestam. Puteam să trebuia să fac să contest. Evita chestia asta. Ce mai fi să spunem aici așa? Dumneavoastră ne-a spus la dispoziție și un CD cu înregistrarea video, înregistrare video care corespunde celei de la dosar. Adică este aceeași înregistrare? Aceeași înregistrare, și la dosar și de video care l-am la mine. Fals și ăsta, fals și ăla. Adevărat e ăla din PECO. Dacă vor să-l dea sau să scoată cineva de acolo, ăla e adevărat, acolo se vede adevărul, din PECO. Și ce cred eu că e foarte grav, îl favorizează pe... E scos din cadru o persoană cu mașină, e scoasă din cadru. Deci ar mai fi existat o mașină, sigur, da, care era în zona incidentului? Care era în zona incidentului, care de fapt din cauza căruia s-a produs accidentul, care nu ia, deci mașina de care vreau eu să spun, nu i-a acordat prioritate biciclistul din cauza a ajuns pe mijlocul drumului, patul drumului și a intrat în mine. Și a fost oprit când a intrat în mine. Să știe, să vede martorii spun, eu am declarat, să vede și înregistrat. Și asta falsă, sigur să se vadă și în aia originală, adică autentică din PECO. Mai o să vadă clar ce. Și nu vor să mi-o dea aia din PECO. Am cerut-o din număr. Am ajuns să fac memorii la București ca să se implice Bucureștiul, ca să... Unde ați făcut memorii? La ce instituții? La parchetul general, DNA. Deci parchetul general, DNA, cred că și la președinție. Inspecția judiciară și președinție. Nu știu dacă se mai poate face în altă parte, fac. Oriunde că se poate face, fac, ca să se poată rezolva chestia asta. Deci, acum, practic, dosarul s-a încheiat într-o primă instanță. Adică încheiat la într-o primă instanță. Și acum ați făcut... Am făcut apel, la apel din nou, alt truc. Am dat o cerere de înregistrare la apel. Prima cerere nu a vrut să-mi înregistreze, am verificat, m-am dus cu a doua cerere, care de fapt era ciornă. Mi-a spus că ciorna e bună, a scris la mașină, n-ar fi fost bună, dar același conținut. Și s-a înregistrat a doua cerere. Și noi o să le aveți ștampilate și înregistrate ambele. Le-am ștampilate la mine cu data de 10 amândouă și pe net îmi apare, pe calculatorul îmi apare 10 și 11. Uh-huh. Fals și acolo, fals și la înregistratură, fals și la... toată judecătoria, fals și procurorul, fals și judecătorul, fals polițistul, urcan, toți sunt falși. Deci dosarul e fals, rechizitorul e fals, filmul e fals. Judecat pe fals. Simplu. Nu e așa, să dovedească că nu e fals.
În primul rând să-mi spună dacă lipsesc secunde din filmare, din înregistrare, 20 de secunde, lipsesc sau nu lipsesc. Îmi spun că lipsesc și pot să dovedesc oricând. Ați făcut această solicitare în instanță? Am făcut această solicitare în instanță, în repetate rânduri. Am făcut și înscris, obiective respinse. Deci nu vi s-a acceptat? Nu mi s-a acceptat, din cauza că dacă mi s-a acceptat, oamenii ăștia, penal, ar fi fost penal. Dacă mi s-a acceptat așa ceva. Ea nu mi s-a acceptat. Și e favorizată la cu mașina, care nu vor ei nici cum, nici să-l cheamă în instanță, nu vreau să-l cheamă în instanță, să vedem cine-i. E singurul care, la care numerele de matriculare sunt încețoșate. Pe înregistrare. Pe înregistrarea asta falsă. Da, deci cu alte cuvinte, înregistrarea nu este înregistrarea brută din stația PECO, ci posibil prelucrată de cineva. Dacă numerele sunt încetățate. Numai explicația asta poate să fie alta, nu. E singurul cu numerele așa. Asta pe care îl chemăm și din cauza căruia s-a produs accident. Dar nu știu, dacă bine am văzut, exista și declarația luată unei persoane cu tirul, care zicea că era la oprit undeva în stația PECO și a dat și el la declarație, da? A dat și la declarație. Sau altă persoană care stătea pe terasa unui bar din zonă. Nu, a dat și asta declarație cu tirul. Da, nu, dar de asta zic că din punct de vedere al cercetării, probabil era relevantă și declarația acelui șofer cu mașina, nu știu, albă parcă era. Albă. Da, care era în zonă. Care era în zonă. Și el efectiv a fost evitat cu orice declarație, cu orice mențiune, cu, exact. Ca și cum n-ar fi existat. Exact, ca și cum n-ar fi existat. Și părerea mea ar fi că e favorizat. Favorizat, în ce cauze, nu știu, e foarte influent omul sau e foarte bogat. Două explicații pot să fie. Eu consider asta un dosar business. Și-au dat să zeie de la asigurare 68.000 de euro, oamenii. Bănuiesc că să se împartă pe acolo, sunt mulți, nu știu câți, cred că sunt ceva implicați pe aici, așa câțiva. Omul care, pe care îl favorizează, la fel, o fi contribuit și el cu ceva, o fi dat, cât o fi dat, nu știu. Deci părerea mea că e caz de corupție. E caz de corupție. În momentul ce nu mi-l dă pe ăla, nu mi-l cheamă în instanță. În momentul ce-l scoate din imagini, imaginile sunt inversate acolo. Mi-l dă că apare după. În momentul în care el apare în PECO, nu ca să alimentează, ca să intre în PECO și să se întoarcă pe la, să plece la el sau nu știu pe unde, în momentul ăla dispare o secundă din înregistrare. În momentul în care apare el cu mașina. Deci, am înțeles că într-o secundă se scot zeci de cadre. Bănuiesc că acolo e chestia, acolo l-a scos. Secunda aia. Și îmi spun, e fals rechizitor, e falsă filmarea, înregistrarea video. Tot ce am cerut în instanță nu mi-a dat, adică mi-a respins orice am cerut, mi s-a respins. Veți solicita și acum la Curtea de Apel o expertiză tehnică a înregistrării video? Eu am să solicit și expertiză, dar nu ar trebui expertiză, e simplu. Filmarea din PECO, adusă și comparată cu trucul ăsta. Adică filmarea brută. Adică filmarea originală, autentică, comparată cu falsul ăsta. Fals, sunt atât de. Dar ei ce-au susținut în instanță? Că filmarea este brută sau este o filmare prelucrată? Păi n-am știut, deci mie spune acum la urmă că de fapt secvențială, filmarea secvențială. N-am știut până da, da. Deci acum, ultima dată îmi spune că... Prin sentință, da. Prin sentință îmi explică că de fapt e secvențială, ca să nu pot să contest. Părerea mea, ca să nu pot să contest. Secvențională. Da, să spuneți că era normal să fie înregistrarea brută, pentru că atunci s-ar fi văzut... Și am cerut în instanță și în penultima instanță, îl cheamă pe procurorul de casă, deci procurorul Frunze, care încheia dosarul să respingă cerere de... Deci am cerut ca să-mi aducă filmarea din PECO sau să verifice dacă e bună sau nu, pentru că sunt 20 secunde lipsă din filmare. Respins. După el respinge și judecătoarea, Cristina Pop, și Ciorte, cred că o cheamă. Am aflat că o cheamă și Ciorte.
Deci respingi el, respinge ea. Tot ce am cerut noi e respins. Deci tot ce poate fi tot ce poate să fie împotriva lor e respins. Mai aveți ceva de precizat? Ce să te precizez? Adevărul. Cineva să verifice dacă e adevărat ce spun. Dacă filmarea, dacă înregistrarea e falsă sau nu. În cazul în care nu e așa, dacă nu-ți lipsă 20 secunde sau nu-i trunchiat, se deschide proces, oricum, orice. Eu pot să dovedesc că e așa și să dovedească ei că nu e așa. Ei să dovedească că nu e așa, cum spune. Mulțumesc.